Salut! Salut! Bună ziua, salut! Bun venit, bun venit! Astăzi este sărbătoare, așa e treaba, și e o sărbătoare importantă. Fiind o sărbătoare importantă, bineînțeles că trebuie să respectăm. Nimeni nu lucrează, dar putem vorbi. Bună, bună ziua, bună ziua! Putem vorbi, putem să ne vedem, să ne salutăm, să ne răspundem la întrebări. Așa. Bună dimineața! Pupiși din Târgoviște, vă pup! Încerc să... Așa. Să stau așa. Relaxată. Bună, mulțumesc, bună ziua, o zi superbă, vă salut. Hristos s-a înălțat, salutări, salutări. Pupiși din Timișoara, salut Timișoara. Salut, bună, am cuț, o zi minunată, să ai, zice doamna Elena, Andrei, Ilfov, nu știu ce, Serga, nu știu ce, te-ai pup. Cristițeanca mea dragă de la Paris, oh my God, ia, ce mă sfătuiți să renunț la postul de secretară pentru a pune unghii și de a-mi face o afacere? Trebuie neapărat să nu mai fii secretară? Trebuie neapărat să fii pe a ta afacere? Pentru că acolo le mai învârți. Dar ca secretară trebuie să fii fixă. Înțelegi? Și uneori să mai ieși șlițuri. Deci neapărat trebuie să-ți faci proprie afacere. Trebuie neapărat să fii tu cu cheia ta în mână independentă și... Cum Dumnezeu dă izbăvire și trecere, tu o să ai o secretară. Punct. Pentru că după unghii o să vină și alte lucruri pe care o să fii onorată să le faci. Că una vine după alta. Dar ca secretară trebuie să respecti programul, să te uiți în hârtii până nu mai poți și să scrii acolo și ce nu trebuie și să stai cu toți, cu vreo 20 într-o zi, ca, și asta mă refer... În fața biroului tău. Să notezi, să scrii, să vorbești, să nu știu ce. În timp ce mai stai cu fetele, mai vorbești despre fete, altfel trece timpul. Bună ziua, dragă, bună ziua de la Târgu Mureș, că mulțumesc. Semănați cu Cindy Crawford. Yes, I love Cindy Crawford, pentru că instructorul al lui Cindy Crawford mă antrenează pe mine. Unde găsesc bluzița? Este superbă. Este o bluziță pe care eu am cumpărat-o din Tenerife. Nu știu ce să spun de ea. E o bluziță simplă. Bună ziua, vă salut de la Arad, pupa Radu, tot, întreg. La pușcărie, îmi zice cineva, acolo e loc pentru toți. Așa, adică nu chiar pentru toți, că și acolo e cam aglomerat. Îmi zice, bună din Alba, salut Alba. Anca, am primit săpunul cu argint coloidal. E miraculos. Da, fetelor, v-am spus cu ceea ce eu folosesc. Folosesc un săpun cu argint coloidal pentru petele de față, pentru pete care sunt, care le fac ridurile de expresie, pentru sebum, pentru închiderea porilor și pentru curățarea petelor de soare sau de bătrânețe. Da, am 1,72 m înălțime, domnule. Salut și din Mioveni. Bună din Grecia, te admir foarte mult, îmi zice doamna Mirela, scumpă, pupici. Salut din Târgu Jiu, palut, bună din Paris, salut Parisul. Cum mă salutați, așa vă răspund? Bun, continuăm. Bună viața mea, doamne, faceți gimnastică, sport, ce? Da, doamne, eu fac gimnastică și sport, bineînțeles. Am un instructor pe Sorin Costin Chifor, care e antrenor de culturism și fitness, formator specialist sportul pentru toți, arbitru în estetică fizică, sociolog și psiholog. Sunt o femeie bine înregimentată în gânduri, în explicații și în răspunsuri, pentru că cel ce mă antrenează pe mine o oră și la o săptămână aproape 2 ore cu masaj, e el. Da? Are 65 de ani și nu ia decât elite. Mulțumesc pentru înțelegere. Sunteți un exemplu pentru multe dintre noi. Bună ziua, doamnă scumpă, sunteți minunată. Bună din Pitești, bună din Germania, vă pup, sunteți superbă. Pupici Ilfov, salut, ești o regină. Bună, vă urmăresc cu drag. Mulți pupici, vă dau
și o pupici, cu sclipici, așa-i treaba. Mai sunt încă puțin răgușită pentru că am făcut socată și mult mai bine am simțit tăria socului când am pus-o la rece. Și mai sunt. Te salut din Vaslui, pup Vasluiu, Elita Puliești. Bravo, Alina, mulțumesc. Faptul că ai folosit Elită, să dea Dumnezeu să te pălească și pe tine aceste lucruri. Elite erau mulți sociologi, cu psihologii nu prea cred eu, așa, dar oameni, poeți, extraordinari, elite. Dar cum? Iată, prin intermediul comuniștilor, elitele ne-au fost interzise. Înțelegi că e mai important să zici tu de penis decât ce zic eu. Eu nu am puțin ca să dezactivez aici. Îmi e tare drag să vă ascult. Salutări de la Constanța. Bună, bună, dragă, renunț la masa de seară la 20, arzi mai multe calorii. Bună din Arad, sunt căsătorită și iubesc un alt bărbat de 5 ani pe care nu l-am văzut niciodată în realitate, pentru că ești o femeie bolnavă. Ești o femeie care vrei să te distrugi în fiecare zi. Întotdeauna, zice și Biblia, omul cel mai important și cel mai bun și cel mai corect și cel mai loial din viața ta este cel pe care îl poți educa și îi în viața ta. Și îl poți asculta, îl poți atinge fizic așa și certa dacă vrei. Pentru că o femeie gâlcevitoare își distruge casa singură. Și atunci, doamnă, cum tu, doamnă, poți să iubești un bărbat 5 ani fără să îl vezi în realitate? Înseamnă că ai o problemă de identitate, în primul rând. Și ești o femeie foarte periculoasă. Tu, într-o dimineață, și în oricare ar fi acestea, te poți trezi și să-l omori pe ăsta din realitate pentru celălalt care îi într-o realitate virtuală. De ce, măi, acel bărbat în 5 ani nu a găsit un drum? Și dacă venea mersul furnicii, ori de unde era, era la tine cu o pereche de nădragi și tu iar o așteptai că îl iei de la bărbatul său și tot îl îmblăcai pe mortul ăla. Nu-i normal ceea ce îmi spui? Îți bați joc de tine. Cum adică sunt cu un bărbat și iubesc de 5 ani un alt bărbat care nu l-am văzut niciodată în realitate? Și ce îți spune? Care e probleme? De ce crezi că el ar vorbi? De câți bani ai trimis la bărbatul ăla? Obraznică. Bună din Arad! Bună ziua, am nevoie de 400 urmăritori, ajutați-mă, vă rog. Măi, Marius, eu cu mine ai rezolvat-o, să știi, eu chiar te cred. Eu ți-am dat like și urmărire și vin și după tine. Bună ziua! Așa, vă rog să-mi spuneți un pic despre ce săpun de față era vorba, pentru că am intrat târziu. Este un săpun de față cu argint coloidal, care este natural bio, care costă 7 euro și care îți ajunge 6 luni și care îți îndepărtează petele de petele, ridurile, sebumul, îi un corector pentru bătrânețe pe care eu îl folosesc de un an și 3 luni. De când folosesc eu produsele care sunt cele mai bune din lume, eu nu am probleme cu nimic. Așa. Bun, continuăm. Și pe păr, vedeți că ce păr am. Nu l-am spălat de 2 zile. Mă spăl cu bio, cu șampon bio. Este un șampon care costă 20 de euro, care se ajunge tot așa 6 luni, pentru că e esență, pentru că așa nu are nici măcar un miros, ca să nu, ziceți așa. Și punct. Pe dinți, la fel, mă spăl cu spastă de dinți, la fel bio, care duce petele. Și ai un zâmbet frumos. Dacă te interesează numărul de telefon, suni, mă lași pe mine și suni și îți iei pentru că ai nevoie. Și are nevoie ori întreagă Românie. Și președintele are nevoie. Ăla. Așa, a nostru, cum a fi din PCR-ul, din PCR, dacă a fost Iohannis, este membru PCR. Așa. Bună ziua, am nevoie de 400 de urmăritori. Anca, ești minunată, pentru mine ești o mare motivantă zilnic, te urmăresc din Finlanda, doamnă, te pup mult și îți dau și urmărire ca nu cumva să ne mai pierdem, doamnă. 70 și cu mine 71. Numărul 7, să știți, scumpă, Gianina, că este număr sacru. Adică în descrierea Bibliei ar veni coasa care taie. Bravo. Și cu 1, 8. 8 e labirint.
Așa, continuăm, vă spun mai câte vreți. Sărut mâna, bună dimineața, bună dimineața din Bistrița, salut Bistrița, Bistrița este, iată, la o aruncătură de piatră de aici, pentru că eu sunt la Rebrișoara și din Rebrișoara până în Bistrița sunt 27 de kilometri. Continuăm. Îmi zice o zi frumoasă de la noi din Sighișoara. Pup Sighișoara și îmbrățișez Sighișoara, pentru că acolo și eu, la rândul meu, când va trebui să se înceapă campania electorală, o să cunosc toate praf satele, localitățile și comunele. Pentru că o campanie sănătoasă, cu un om tânăr, sănătos, care sunt eu, pentru un start bun, corect și sănătos și loial al României, trebuie să înceapă, bineînțeles, din teritorii și din localități și comuni. Și eu mă duc pentru că politica sănătoasă se face în teren, pe teren. Continuăm. O zi frumoasă, vă salut din Cluj, vă respect mult și vă ascult cu drag. Aia ta dreptate, bună ziua, sunteți minunată, vă salut din Gorj, pup Gorjul, acolo chiar nu am om pe Gorj în Partidul Regalist Român. Am nevoie de femei în structura politică. Sunteți 8 femei pe cap de bărbați. De 32 de ani ne conduc numai misoginii, adică bărbații, care nu lasă femeile. Vă rog frumos să vă îmbărbătați, mă refer la femei, că noi oricum suntem bărbatele, să zicem așa, și iată, arhitecții lumii. Îmi zice, ce nas ai urât și așa, mulțumesc, nu am nas mare, pentru că nici jos nu am lucruri mari. Înțelegi? Tu ai nasul mic și de asta te cam ocolim. Ca să vezi că și nasul uneori e o virtute. Pentru că stă ceva în spatele acestei decizii. Nu știu ce îmi zice. Doamne, spuneți faza aceea cu subtul. Îmi zice unul. Domnule, ziceți să spun o fază cu subtul, pentru că numai câinii bătrâni, care nu au ce să facă, să ajung până la urmă acolo. Și stau tot timpul aplecați. Deci, nu știu ce vârstă ai, dar dacă asta te interesează, sunt sigură că te ajut singur. Tu spune-ne cum te descurci cu capul. Îmi zice, bravo, felicitări, bună, adevărat. Continuăm, bună, bună ziua, vreau și eu urmăritor, sunteți super urmăritori. Așa, da, drag, ai 451 cu 1400. Nu mi-a ajuns comanda, din păcate, Cristina. Nu ți-a ajuns comanda? Nu știu, spune-mi, când ai comandat-o? Pentru că tot ce comanzi în săptămâna asta în curs, îți vine săptămâna aia toată. Nu se lucrează. Dar îți ajunge marți, miercuri, joi. Tu nu te preocupa. Iar dacă nu ți-a ajuns, suni. Bună ziua! Sunt doamna Cristina, care stau pe strada principală și am comandat o pastă de dinți. Am comandat un săpun pentru pete, de argint coloidal. Așa, mă interesează de ce nu mi-a ajuns. Am sunat data de. Deci trebuie neapărat să suni, să-ți vină, să devii o femeie cu un ten nobil. Cum erau înainte femeile, nobile, că nu erau atâtea lideri și capcane. Femeia care iubește virtual are o problemă, bineînțeles. Unu, că nu-ți poți face viața. Doi, că nu te poți bucura de viața care ți-a dat-o Dumnezeu însăți. Trei, îl aștepți pe un străin de 5 ani de zile și uiți că Dumnezeu poate să vină în fiecare moment și te vede goală, a nimănui. Pe urmă, e vorba că ești falsă într-o relație de 5 ani. Adică ești o nesimțită în stare pură. Punct. Cum măi să vă îndrăgostiți pe spațiu virtual? Cum este posibil, fratele meu? Eu nu răspund pe spațiu virtual decât dacă mi se pune o întrebare. Corect, sunt și oameni pe spațiu virtual. Dar dacă eu i-am spus că unul mi-a scris la bărbatul ăla că îmi place de tine, pune-te în racului pe avion și vino. Că dacă nu vii, eu te blochez. Punct. Și îmi pare și rău că ți-am spus să vii. Păi când femeia zice să vii, păi vii, te ceri cu tata, te ceri cu mama, te ceri cu apostolii și vii. N-am zis să te ceri cu Dumnezeu. Rogi pe Dumnezeu să-ți arate drumul cel mai scurt și vii. Și dacă nu funcționează cu acea doamnă, tu ți-ai făcut treaba. Înțelegi? Și pe urmă te împaci cu cei 12 apostoli și tot ai venit la femeie, da? Pentru că ai venit la o arhitectă a lumii, femeia. Și n-ai venit să fii cu ea în concurs. Ai venit să te dăruiești femeii și tu ca bărbat, prin cadouri, pentru că oricum femeia e un cadou care te alege, că dacă ți-a scris vino pe spațiu virtual, trebuie să faci acea dorință a femeii în realitate. Noi când refuzăm un bărbat
e corect, e logic, e normal, nu-i problemă. Dar când un bărbat pe noi ne refuză, noi nu-l uităm niciodată, înțelegi? Iar cel ce refuză, e pentru că e un nepregătit și refuză pe spațiul virtual de 5 ani și aia nu s-o prins, obraznica? Și mie mi-ar trebui bărbatul, mie mi-ar trebui ca femeia aia să-mi dea mie bărbatul ăla. Tu nu, voi nu vă dați seama ce bărbat bun e ăla? Care stă cu aeriană în casă? Păi bărbatul ăla trebuie iubit, fizic, psihic, pupat. Nu vă dați seama. Aia își face minimul lucru și pe urmă se gândește prin Iran și la Pakistan de acolo. Prasti ce mă sunteți. Aveți un bărbat în casă și așa, și pe urmă când dă de una gamine care le face pe toate, cum ziceți? Păi, fetelor, îmi zice, înainte făceai live pe Facebook, acolo despre politică, acolo e despre teme și acolo fac live, nu problemă, termin aici și intru acolo, nu problemă, azi e sărbătoare și chiar vreau să vorbesc. Continuăm. Te salut, Antonella. Femeia iubește, continuăm, ești o femeie puternică, beau ceea ce soția a lăsat. Foarte bine, foarte bine. Și când vrei să bei mai mult, îți ajungi și vecina care îi, cum îi, văduvă, care îi, cum îi, singură. Și tot bei, că e cald. De unde putem să-l cumpărăm? Mihaela, notează numărul de telefon. Sună urgent, mă lași pe mine, ieși de pe live și sun. Bună ziua! Am nevoie de un săpun pentru petele astea nenorocite. Și un săpun cu argint coloidal. Îl poți comanda la 100 de grame sau la 200 de grame. Dar îți va trebui toată viața ta. După ce ai unul, îți mai trebuie unul. Și îți mai trebuie la vecini și așa mai departe. Bun, când mergeți să faceți zi onomastice și vreți să vă dați cadouri, îți suni, bună ziua, am o zi onomastică, dați-mi un spray cu argint coloidal pentru pete, săpunul pentru profunditatea petelor, pastă de dinți, așa, și așa, pasta de dinți e 16 euro, săpunul e 7 euro și spray-ul coloidal e 6 euro. Eu cred că 30 de euro în fiecare 6 luni îi meriți. Că eu am aruncat tot la gunoi, v-am spus. Îți dau numărul de telefon, Mihaela, notează-l. Să-mi scrii când ai pix ca să ți-l pot da, ca să pot vorbi de alte teme, nu de pete, că eu nu am, că n-am cum, că nu folosesc ce folosesc voi, e logic. Păi de ce aveți toți urmăritori, nu trebuie să dați din coate ca să le aveți, probabil de genul Vanghele. Doamnă, spuneți faza aceea cu să îți faci treaba bine, ce partid mai este și ăsta când? CN e Consiliul Național. Eu sunt președinta Consiliului Național al Partidului Regalist Român. Consiliul Național, adică sunt femeia, Anca Cârcu, eu, bună seara, bună ziua, care construiesc Partidul Regalist Român. Consiliul Național al Partidului Regalist Român. Sunt al doilea om dintr-un partid despre legalitate și despre regi. Că asta ne trebuie, nu ne mai trebuie comuniști și securiști. Doar avem 7 milioane în monarhie de români. Ăia știu ce vor. Noi mai puțin. Continuăm. Am crezut că te sper cu șampon pe dinți. Nu mă sper cu șampon pe dinți, Marian, dar tu va trebui să începi și cu șampon pentru că e bio și nu-ți face rău. Bună, vreau și eu. Bună tuturor. Superbă. Scuze, nu am prins de la început. Ce să folosesc pentru riduri? Mulțumesc frumos pentru răspuns. Andra, să sun la numărul de telefon. Dacă îmi zici că ai denotat, să dau. Notează 0744 595 297. Sune acolo și ceri un săpun care costă 7 euro. Cred că îți permiți. E cu argint coloidal bio, care dezinfectează, antibacterian, îți dă luminozitate feței, îți închide porii, ridurile și viitoarele riduri. Cu asta mă spăl eu. Așa, mulțumim pentru tot, multă sănătate, iubire și fericire. Iar la bio mai găsiți șampon pentru păr, chiar vă uitați la mine că nu avem păr la fel, păi n-avem, că nu folosim același lucru. Așa, balsam, un șampon e 20 de euro, 20. Doamna Dorina, mulțumesc de trandafiri. Pe urmă, aceasta este pasta de dinți, că vă pun aici până ce o ia toată România, ca să nu mai mergeți la doctor. Ia. Asta. Fă poză. Și sun la numărul ăsta 0744 595
2,97. Și zici, Doamnă, am pierdut firul vieții. Spuneți-mi, ce-i cu pasta asta? Și zice că e din argint coloidar, care zduce petele, care previne paradontoza, care ajută carile, care îndepărtează carile, care când tu te sperți se duce tată praf sărurile, cele care sunt de depozitare. Și ai dinții ca încă-i cârcul. Și eu zâmbesc. De-aia vă zâmbesc. Că-s bine, nu folosesc ce folosesc voi. Partidul Legalist Român, corect, domnul Adi? No, eu la casă am numărul 77, deci 7 cu 7 e 14. Și cu 1 cu 5 e 5. Numărul casei tale este 5. Nu este 7 cu 7. Bun. Interesată treaba cu numerologia, da. Numărul 3 este numărul genilor. Numărul 9 este numărul genilor. De ce? Pentru că este format din 3, 6, 9. Eu sunt născută în 9. Așa a vrut Dumnezeu, nu, aici nu ne certăm cu nimeni. Așa, pe urmă, după numărul 9 nu mai există numere, pentru că îi 0 și pe urmă îi 1, care e așa. Ați înțeles. Bun, continuăm. 8 e numărul labirintului. Te intri și te pierzi, nu mai ajungi, nicăria. Ești fenomenală, femeie. Bună dimineața, vă salut din Anca, din Timișoara, vă admir. 7 zi de naștere. 7 zi de naștere? Perfect, perfect, perfect. Eu când mă duc la zi de naștere, am învățat să dau, nu știu, 300 de lei, 500 de lei, 400 de lei într-un plic ca omul respectiv a cui ziua de naștere să-și cumpere ce vrea. Ata tot. Mă duc cu atenție frumoasă că dacă e o floare, dacă se poate deloc, fără flori, deci eu mă duc 100 de euro, 500 de lei. Bună ziua, eu am venit cu drag, dar te rog să-ți cumperi tu. Ăla cel mai mare cadou, nimic nu bucură mai mult ca și banii. Bună, bineînțeles, pe mine mă flatezi și mă dai pe spate când îmi cumpăr o orhidee. Eu ți-am luat orhidee, așteptam să vorbești, mi-am dus acasă. Am foarte multe orhidee. Am aici pe masă, vedeți? Am acolo, în cealaltă parte, aici, am acolo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, am pe cealaltă masă. Așa, continuăm. Bună ziua, vă doresc pupici, respect din Italia, pup Italia, o pup toată. Anca, mai dăm numărul de telefon, da, e 0744-595-297. În curând, voi o să vă ajutați între voi. La mama, la frate, la soră, trebuie toată lumea și copiii mai ales să aibă săpun cu argint coloidal. Pentru față, pentru pete. Nu contează că e mic sau mare. Ajută în măsura în care tu îl folosești. Pentru că e un antibacterian. Pentru că e un dezinfectant. Pentru că albește. Pentru că nobilează pielea. Prin structura lui de argint coloidal. Spray-ul, doar o picătură de argint coloidal, are 1 miliard de particule de argint coloidal. Care dezinfectează. E bun să dai și în gât și în ochi. Și interior și exterior. N-ar rost să vorbim. Copilul meu când se lovește, zice, mama, aduci spray-ul. Un copil la 4 ani, educat, de 1 an și 3 luni de când folosesc, argint coloidal. A căzut și a jurit carnea, mâna și vecinii în cer. Acum tot praf și-a comandat toată strada Morii, unde stau eu, și-a comandat aceste lucruri. Vecini, toți praf. Și când vin, nu mă salută pe mine, mă salută de sclavă. Slavă. Pentru că mulți nu vă spun secretul. Eu vreau ca toată România să folosească așa ceva. Am o problemă. Un biat mai vorbește cu o fată și spune că mă iubește, te salut din ceva. Am o problemă. Un băiat mai vorbește cu o fată. Nu există. Dacă vorbește cu... Deci tu trebuie să știi că nu ai intrat în concurs cu o altă fată. Tu trebuie să știi că cineva este defect aici. El. Dacă tu acum știi că el vorbește cu o fată, cine îi defect aici? Numai el. Ești tu. Pentru că dacă cineva va trebui să aleagă între tine și ea, lasă-l mă să aleagă pe ea. Pentru că cel ce te iubește nu te va pune la alegere sau la schimb. Amu, și dacă vorbește cu tine, vorbește ziua și aia te vorbește seara? Așa că deja te întreb multe. Nu te întreba și du-te, că vine unul care știe ce să facă. Doar în campanie, domnule Cătălin, în campanie, vin în campanie, așa, doar în campanie vin, sigur, cu echipa mea, ca să cunosc, bineînțeles, toate praf, comunele și localitățile unde vor fi președinți. Și vin ca să inaugurez.
Te pup din Maramureș, pup Maramureș, vă salut din Buzău, salut Buzău, te iubesc minunată, Doamne Ancuța, ești mortare, salutări de la Sibiu, te salut din Galați. Bună, așa e, oamenii de la țară sunt mai ușor de prostit. Pe cum adică oamenii de la țară sunt mai ușor de prostit? Oamenii de la țară care lucrează, au nevoie neapărat și de frumusețe. După ce se ocupă de frumusețea pământului, da? Pentru că Dumnezeu are putere în cer, pe pământ și sub pământ, așa? Până se ocupă de ei, da? Prin ajutorul meu, bineînțeles. Eu nu vă spun să vă spălați cu Protex, nu vă spun să vă spălați cu ceea ce găsiți și ceea ce ei vă dau. Nu! Altceva. Îmi zice, bună, superbă, salut, vă urmăresc din Irlanda, aș vrea și eu aceste produse. Doamnă, numărul de telefon îi masculea. Îți dau un număr de telefon, pentru că sunt blocate ele alte. Îți mai dau un număr de telefon, pentru că la nume le-am pus aici, pentru voi. Vreau toate praf să fiți bine. Nu mă interesează pe mine nimic, decât să fiți bine. 0759, numărul de telefon îi, doamnă, 10 68 32. Așa. Și eu folosesc numai șampoane și măști bio. Un pic scumpuțe, dar calitate. Bineînțeles, doamna Elena, ce scumpuțe? Că îți ajunge cu pasă de din 6 luni? Cum e scumpuță? Te pup de la Maramureș. Bună ziua, sunt aici pe Vrancea. Sunt aici pe Vrancea. Bravo! Ar trebui să umbli cu acul, nu doar în campanie. Bună ziua, stimată doamnă. Salut din Caransebeș. Pup Caransebeșul. Voi acolo, în Caransebeș, aveți o fabrică care face brichete, nu? De foc, așa ceva, nu? Bun, femeile nu au nicio șansă. Bună ziua, bună ziua. Singura femeie pe care o ascult cu drag, îmi zice doamna Otilia, scumpă, ți-am dat urmărire. Ai 1307 și acum ai 1308 cu mine. Du-te de jegoasă. Nu sunt jegoasă, sunt o femeie parfum, oriunde mă miroș în parfum. Da? De la păr, de la alinearea sprâncenilor, ca un păr extraordinar din cauza parfumului, din cauza spray-ului respectiv. Clau, mulțumesc pentru trandafir. Și așa, dacă îmi zici, du-te, dracu, ai dreptate că trebuie să mă preocup cu ce să mă îmbrac. Mă preocup deja cu ce să mă îmbrac. Vreau să mă am întâlnire cu Nihiduță. Mă mai gândesc. Ioana, live. Nu contează lungimea, ci doar cât de jucăușă este. Contează profund lungimea și nu-i jucăușă deloc. Că dacă tu nu ți-o poți prinde, noi nu avem ce face. Contează, stai cu minte. Așa, bună dimineața, vă salut din Italia. Multă sănătate vă doresc, vă admir. Așa, o întrebare, ce studii ai terminat, scumpă doamnă, sunt curios. Îmi zice domnul din Bustan, am terminat liceul, da? Nu am dat bacul, da? Am 2 ani în medicină la Carol Davila, așa, nici acolo n-am terminat, că am avut o străinătate și am venit cu un copil, așa, și am 1 an și ceva de, ca și jurist, cum ar veni, în birou al lui Mihaela Moraru, care îi profesor universitar, și în Cluj, era pe Bisea, pe urmă s-a mutat la Cluj, bine că n-am vrut să știu tot timpul legile și așa, și un an jumate am stat, ca un ucenic, cum ar veni acolo, ea lucrează pe penal internațional, una dintre foarte bune, care mi-a câștigat procesul cu Vadim Tudor. Ce zodie ești? 9 februarie. Îmi place că nu puneți la suflet toate comentariile, bravo. Ce comentarii? Ți-ați comentarii? Ce aveți? Stai să-ți dau ce comentarii. Așa, ce jurist dacă tu nu ai facultate? Păi o să ai 50 de lucruri, dar nu am spus că e finalizată. Nici la Carol Davila nu am finalizat, că trebuia să dau bacul și eu nu știu fizică, la nu la română și m-am oprit. Ce vrei să fac? Să spun cu adevărul? Crezi că aici la post liceală nu te acceptă? Crezi că aici la... Măi, oameni! Ce că nu te acceptă? Știu! De asta sunt om de afaceri, de asta sunt vlogger, eu știu. Dar nu uit că nu mă acceptă pe mine, nu accept 100.000 de tineri care nu au luat bacul. De asta noi ținem România. Pentru că nu ne lipsește diploma de dracului, că ăștia care ne conduc în guvern au numai mastere și diplome pe la 50 de ani. Se preocupă între ei și sun și merg și dau plicul și vin toate. Noi conducem România din umbră, ăștia fără școală. Bun. Pentru că sărăcia e o atitudine.
Da? Bun, perfect, continuăm. Se vede, păi nu e vorba fix de tine, e vorba de sistem și de felul în care funcționează. Bineînțeles, domnule Marian, mulțumesc de trandafir, pentru că noi, în școală, s-a vorbit în 2017 prima dată despre regi. Pentru că comuniștii au spus că e momentul de atâția ani să ne închinăm la Hitler, la Stalin. Și ei sunt din mama PCR care conduc. Pentru că cu Iliescu nu a murit comuniștii, securiștii. A înviat! Ai dreptate, unul fără școală începe lucrul mult mai devreme, deci în cotizație la stat vine mai repede. Puteți să mai spuneți care sunt produsele de care avem nevoie? Aveți nevoie, Românie, de săpun cu argint coloidal, care e pentru față, pentru blândețea pielii, da? Pentru pete, pentru riduri, pentru sebumul pielii. Dacă ai mult, reglează, dacă ai uscat, ți-l aduce. Îți trebuie o față armonioasă cu corpul tău și nu ți-l dă cele pe care le știi, pentru că nu pot fi găsite. Așa, sună la numărul de telefon unde eu am sunat și mie mi-a venit. Ca atâta tot. N-am treabă cine vinde, am treabă ce trebuie să ai tu. Aia e treaba mea. E un săpun, cum am spus, antibacterian, care îndepărtează petele. E o pastă de dinți care costă 16 euro, da? Care... ai nevoie pentru pete, pentru smalți, pentru albire, pentru gălbeneală, pentru bătrânețe, pentru parapodontoză. Numărul de telefon e 07-59-10, am aici numărul, 68-32. Mă întreabă cineva, ai plâns după regretatul Vadim? Am plâns după un singur om și acela a fost fratele meu care a murit la 36 de ani. Atâta. Și nu mai plâng nici dacă mor părinții. Punct. Știi de ce? Pentru că moartea e un privilegiu care l-ai odată în viață. Pentru că moartea e oaspetele fiecăruia. Pentru că venim pe rând și plecăm pe sărite. Ca să înțelegi la ce nivel poți vorbi cu mine. Punct. Mi-a părut rău că am plâns foarte mult după fratele meu. Știi de ce? Pentru că el, dacă ar fi trăit, nu i-ar fi plăcut, Doamne ferește, să mă vadă supărată și plânsă. Lăsați oamenii să se ducă așa cum Dumnezeu le rânduiește. Bun, perfect. Și înțelege asta și vezi-ți de treabă. Nu te ține de oameni. Nici de amintiri ca să devii sclava întunericului. Mișcă-te! Că ai destule de făcut în jurul tău. Că dacă noi am mulțumit la Dumnezeu pentru ce avem noi, lângă, noi, în jurul nostru, noi n-am avea timp de depresie. Noi am avea timp de slavă și de mulțumire. Ai mâini, ai picioare. Știi ce zi e astăzi? Știi ce zi e astăzi și cine sunt eu? Tu ești un bogat. Știi cine e Dumnezeu? Tu ești un om bogat. Sau tu știi numai de ce te-a lăsat ăla sau de ce nu ți-o răspunde? Vreau ce sunteți. Așa, continuăm. Cel puțin sunteți sincere și directe, iar asta este de apreciat, îmi zice un domn sau o doamnă. Bravo, ești de apreciat. Vă salut din Caran Seveș, mulțumim pentru sfatul. Concubinul meu nu ia nicio hotărâre fără sorsa. Nici noi suntem fiecare cu banii lui decizi de... Dacă tu ești cu banii separat și bărbatul ăla nu-ți plătește apa, că-ți speli savarina și el vine să, dacă știe, dacă nu, hai să zicem că el nu știe. Curentul nu-l plătește, că dacă sunteți cu bani separat. Pentru ce ai nevoie de el? Ca să-mi spui mie că ce vezi zi de zi, apoi vorbește cu sorsa, cum eu nu mă ascultă, vorbește cu sorsa, da, vorbește cu sorsa și pe tine nu te ascultă. Ia-ți unul care te ascultă. Unul care zice, spală-te la savarină cu acest miros de bio. Eu ți-l aduc și eu vreau să schimbi viața, da? Sau cu mușețel. Ce vă trebuie atâtea? Măi, voi n-aveți probleme și vă faceți. Un bărbat care ascultă de sora sa, lasă-i la sora sa. Pentru că un bărbat care ascultă de sora sa, încă o dată îți spun, vorbește cu tine și decizia finală e sora sa. Dă-i la sora sa.
Pentru că ce n-ai putut tu repara, acolo numai bunul Dumnezeu mai poate lucra. De ce trebuie ție să te cerți cu sora ta, cu sora sa, când nu-i vina lui sora sa? Acel bărbat este imatur. Și punct. Și sora sa știe de ce. Suntem pe bani separați. Pentru ce ai nevoie de el, măi fată? Să vă pară rău când un bărbat nu vă mai bagă în seamă și vă plăti din facturi? Când zice, dragă, care este visul tău? Plângeți după aia, nu? Pleacă cu sora sa. Dacă nu era sora sa, era măsa. Lasă-l la măsa. Mama face o mâncare bună. Du-te, mă, la măta. Și lasă-ne, vă mulțuți, sunteți, nu mai scăpăm de voi. Nu mai scăpăm de voi. Ia, mă apucă căldurile. Plin, nu vedeți că bărbații ne iau cu grăbire locul? Acum, noi nu mai putem aplauda, că nu știm, râdem la sfârșit. De-aia ce ai aplaudat o femeie? Trebuie să te duci, să-ți muți locul. Ne luați locul. Vorbește cu sora sa. Și cu frate sau dacă ar vorbi. Și trece peste tine, trebuie să spui o problemă. O întrebare în problemă. Concubinul tău. Vă e dor de Vadim, la farmacie nu se găsește? Nu. Se găsește pentru că ăsta este și semnalul pentru care nu trebuie să se găsească. Înțelegi? Așa, de unde cumperi acest săpun? Trebuie să suni la numărul de telefon, să zici bună ziua. Sunt niște reprezentanți a Elveției pe România. Bună ziua, vă rog frumos, dați-mi un săpun pentru, așa, își costă 7 euro. Și la vine acasă. O pasă de dinți și schimbă-ți viața. Și pe urmă schimbi viața pe noi, dacă vrei să schimbi o prietenii, dai numărul de telefon. Și așa, încet, 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 încet scăpăm România de aditivi, colorați, obrăznicie și moarte dură și sigură. Îmi zice, pe el nu îl interesează problemele mele doar dacă are sora sa. Nu. Dar acum de ce vrei să discuți amănunții despre asta? De ce în fiecare zi vrei să-ți dai pompe la inimă? Pe el nu îl interesează. E adevărat. De ce vrei să repeți asta? Pe el nu îl interesează. Nu îl interesează. E foarte adevărat. Omul e sincer. Mă, dar tu nu vezi cu ochii tăi. Biblia zice, încrede-te în ce vezi cu ochii tăi. Cu ochii tăi de carne, zice Biblia. Nu te încrede în ce auzi, dar tu încrede-te în ce vezi cu ochii tăi. Vezi că e cu tine, vezi că e cu sora sa, vezi că e numai cu sora sa și e numai cu sora sa. Eu nu cred că acolo ai probleme. Ce tapet ai pe pereți? Nu știu, un tapet care, nu știu, erau și mai faine, m-am grăbit. Deci... Îmi zice, deci te trezești dimineața nepieptănată și vorbești de politică. Domnule, eu sunt o femeie foarte curată. Nu sunt stăpâna fixativelor. Am un păr curat, mătăsos și așa îmi place mie. Un păr fără stăpân. Punct. Pe urmă zici că vorbesc de politică, vorbesc de politică, vorbesc de religie, vorbesc de bărbați, vorbesc de ignoranți, vorbesc de analfabeți, de oricine. Pentru că toate sunt de viață. Pe urmă zice, și săpun. Îți trebuie neapărat săpunul ăsta. Domnule X, mai ales bărbați, aveți nevoie de săpun urgent, mai ales când voi vă luați părul ăla de pe față. Că ăla e un blestem care trebuie să vă dați să vă faceți, ca să vă, cu nouă ne vine ciclu, odată pe lună, așa vă spălați voi, vă luați părul. Ăla e un blestem și dacă nu ai, e blestem și mai mare. Că ești direct fetiță. Ca să știi, să știi. Deci tu ai nevoie de săpun înaintea tuturor femeilor. Ca să înțelegi asta. Bun. Și săpunul puteți lua de la numărul de telefon, notează pentru băiatul ăla. Tu urgent trebuie să iei. Și dacă nu ai bani, trebuie să persecuți părinții, frații, surorile, să-ți iei săpunul. E 0744, ăla, miștocarul ăla. 595-297. Sună și bună ziua. Mă rat pe păr, că sunt un masculin, de două ori pe săptămână. Și mai mă... Că repet, lamele, că sărac, mai... Și mă spăr ca să se ducă practic din semnele respective. Să ai o față blândă, frumoasă. Chiar dacă caracterul tău e jegos. Ce să spun? Tot ai nevoie de săpun. Femeia vărsător, cu cât îmbătrânește, de fapt întinerește. Bravo! Vedeți? Te pup, scumpă!
Te pup. Vai ce te-aș pupa de aici, dacă ai fi aici. Corect. Îmi zice, ești satisfăcut cu scuipând, numai venind, cu asta te hrănești, măi, nu vă certați. Babă nebună, bună dimineața, bună din Anglia, că stăm împreună, da, stăm împreună în Germania, mă bucur. Bună frumoasă, ești vărsător, o femeie hotărâtă care știe ce vrea de la viață. Îmi zice, bună ziua, foarte adevărat. Și eu sunt în acea situație ca și tine, bacul nu face omul mai deștept, ci experiența vieții. Domn, nu știu cine e aici, nu știu, e bărbat sau femeie, eu doamnă. Doamnă, sărăcia este o atitudine. Răutatea este continuitatea ei. Și tot așa putem vorbi. Bun, dacă statul râde de tinerii lor, e treaba lor. Dar Ceușescu la vremea respectivă nu se băga cu profesorii, cu spitalele, cu doctorii și cu partea care ține de copii. Niciodată. Încă zicea, nu râdem de tinerii noștri. Au venit ăștia după ce l-au omorât, nu contează că nu mă bag în astea. Și ce s-a întâmplat? Acum ăștia, știi, în democrație, se râd de tinerii noștri. Punct. Și totuși, Dumnezeu niciodată nu-i părtaj la nedreptate. Nu poți să râzi unde Dumnezeu vrea să crească. Punct. Și da, eu știu, probabil geografie, probabil istorie, iată, și în Franța, Spania, bacul este opțional. Dacă eu nu știu fizică, păi nu o să știu niciodată. Și vezi, sunt oprite de sistem. De ce nu zice, din aceste 5 materii alegeți-vă, ca să nu te țină pe loc. Vedeți? Anca, cu ce te speri pe dinți? Ai dinți extrem de albi. Da, mă spăr cu pe dinți. Cu o pastă de dinți, cu argint coloidal, care-i de pete. Sunați la numărul de telefon și luați-o. Care v-am zis numărul de telefon. Depresia poate fi provocată de multe. Care multe? Ce se întâmplă într-un an să-ți moară mama? Se odihnește. Se întâmplă într-un an să pierzi un copil? Dumnezeu, ca la Sara, îți dă mai mult. Se întâmplă într-un an de zile să te părăsească același bărbat de 3 ori? Câte 3 ori lași, de 3 ori aduci? Ok. Și ce măță se mai poate întâmpla? Ție? Din mai multe. Adică care cum vine, crezi că toate problemele vin să te pună pe tine jos. Sunt oameni fără mâini și fără picioare care ne poartă nouă păcatele și ne zâmbesc. Și ne mulțumesc la Dumnezeu pentru încă o zi în această frumoasă zi. Și tu ești în depresie. Și asta să o spui, nici psihologii nu vă mai primesc. În concluzie, asta am ajuns și eu. Totul este de la Dumnezeu. El ne-a creat, El ne ia viața. Bineînțeles. Bravo, doamnă, respect. Vorbești așa pentru că gândești cu capul, dar gândește cu inima, nu ai să poți însemna că nu l-ai iubit. Auzi, cu inima, cu clitorisul, cu buzele. Dacă eu am stat cu un bărbat 3 ani de zile și m-am dăruit și l-am sărutat pentru că e mai important să sărut decât să mă steculci cu un bărbat sau invers, sau femeie cu un bărbat. Și tu mie îmi zici că nu l-am iubit, le-am iubit peste măsura credinței mele. Și acum vreau să mă iubesc pe mine. De ce trebuie să faci depresie dacă pleci? Eu nu vă înțeleg pe voi. A, păi tu când ești cu mintea. Cu mintea, cu piciorile, cu trupul. Trupul nu mă mai ascultă. Mintea îmi dă dreptate și sufletul e pentru mine. S-o gătat cu datul. Gata. Când mergi pe tocuri și dai de un bărbat slab care nu știe ce să facă cu o femeie puternică, pentru că o femeie puternică o va înțelege doar un bărbat puternic. Restul ne pierdem. De aia trebuie să ne vină neapărat gemenii noștri. Și tu mergi pe tocuri cu încredere, naivă. Și unul îți dă așa umăr în umăr. Normal că aproape caz. Și iară zice, omule, ce mi s-a întâmplat? Păi continui să mergi. Și mai vine unul și îți mai dă, iară te încadrezi și iară mergi. Dar când vezi că vine unul, deja te mai poate mișca că merg prin el, îl spulberi. A? Aia e problema. Unul te lovește, două te lovește, l-ai înfruntat. S-o gătat. Pentru că orice durere, orice dezamăgire în corpul tău îți lasă un antidot. Pentru următorul, un scut. Un scut. Numai când îl auzi, zici, auzi, ridici scutul.
Nici nu-i nevoie să te vindești total. Ca să ai antidot pentru proști. Idioți. Cu prostul mai faci casă, cu un idiot niciodată. Niciodată. Și idioții, vorbește cu sora mea, idioții, mâncă la mama. Și că astăzi este Sfânta Treime, nu mai fiți răi că sfârșiți rău. Logic. Să uită la mine că de ce eu pot? Pot! Nu ai iubit fratele într-adevăr, nu ai iubit fratele într-adevăr. Cum să nu iubesc pe fratele meu care îi într-un loc unde se odihnește? De ce să plâng și să îi sting lumânarea? El e în lumea lui și sunt sigură că acolo e cu o lumânare în mână. Și dacă eu plâng, eu sting. Și toți merg mai departe, morții, și am eu numere, fratele. Lasă meargă. Eu sunt fericită. Dau chefuri. Sar în sus. Și pentru că l-am iubit atât de mult la copilul meu, i-am pus numele Tony. Atât de mult l-am iubit. Și acum zâmb tu. Ce n-a făcut bine? Că zâmbesc, zâmbesc. Ce vrei să intru în depresie? Ce ai? Tu intri. Atâta vitalitate de unde? De la Dumnezeu, nu de la om. Nu m-am lăsat niciodată de Dumnezeu. Niciodată. Te apreciez mult, ești directă. Se poate să îmi dați urmărire? Îmi zice doamna Chivecică. Da, domnule, 87-88 cu mine ai. Îmi place de dumneavoastră. Ai dreptate. Da, așa este. Continuăm. Doamne, câtă dreptate aveți? Așa este. Sunt deseori în totalitate cu dumneavoastră. Mare dreptate ai când dai savarină. O femeie trebuie să dea savarină dacă bărbatul respectiv își îndeplinește masculinitatea în casă. Căci Biblia zice, omule, bărbatule, lucrează cu sudoarea funcției tale, până la spulbere, să aduci bani în casă la femeie. Dacă tu nu lucrezi, de ce pronunți savarină? Lasă-le, e greu acum. Ai dreptate. Îmi zice, depresia nu vine că nu ai ce face, se instalează și din cauza stresului. Și ce stres ai? Îți taie curentul, dacă ți l-a tăiat, ce poți să faci? Din cauza stresului. Îți stai acasă și intri în stres. De ce ai stres? Că ăla i-o dă la alta. I-o dă la alta. Eu sunt în stres. Eu sunt în stres. Doar pentru că spui asta corpului tău, creierul tău recepționează și te unge cu stres. Eu sunt bine. Dumnezeu pe mine m-a pregătit și m-a trezit pentru altă zi. Trebuie să ajut pe cel de lângă mine, pe cel orb, șchiop, când fac o mâncare, 5 șnițe, fac 6 șnițe, pun frumos într-o pâine, frumos, o roșie, o așa, vecine, bucură-te cu mine, ce mai faci vecine, cum ești? Nu vorbești despre vecini, vorbești cu vecinul. Și unde e depresia dacă faci asta într-o zi? Unde e depresia? Te uiți. Care buruiene spune de casă, de pe lângă casa ta? Și iei forfeca și le tai și te bucuri și respiri și așa și te uiți ca și o mândră printre grădini. Ce? Vine depresia. Păi închide-ți ușa, mă, să nu vină. Și nu ieși afară că vine. Și stai acolo. Am hidronefroză de grad 4 tătoare de sondă și nefrostom, crezi că știi ceva pentru așa ceva? Nu știu, doamnă. Nu știu, doamnă. Faptul că ai întrebat așa ceva, nimic nu poți să faci decât să Dumnezeu să aline orice ar fi acolo. O sondă, o purtătoare. Nu pot să răspund la orice. Bună ziua, vă salut. Fata, am leșinat de râs. Îmi zice doamna Oana. Da, Oana. Dă-te seama, toate sunt depresie aici. Eu stau la casă la soacră și lucrez și ajut pe toată lumea din casă și fac treaba și el tot e nervos. Pentru că nu îl las să fie bărbat. Punct. Da? Tu ajuți, dar tu crezi că ajuți. Mai mult strâci. De mâine. Nu mai fă nimic. Atât. Și ei te vor ajuta. Dacă se pot încadra. Dacă nu se pot încadra, fă-le pentru tine cum le-ai făcut pentru ei. Ajut pe toată lumea, da? Întotdeauna m-am bazat pe un lucru. Am văzut și în jurul meu. Eu am putut să țin 7. Da. Și 7 nu m-a putut să mă țină pe mine.
Unde greșești tu? Fiecare, dacă vrea să cadă, să cadă. Toți avem în față un șanț și un pas de bunăvoință să trecem peste șanț. Tu fiecare înțelege ce vrea. Tu te pui în fața șanțului, ce se face acolo? Vrei să fii pod? Când toate sunt atât de clare. Soacra și lucrezi să o ajut și el e nervos. Corect. E nervos. Cât i-ar sta, cât timp ai stat tu? Niciuna. Dă-mi și mie, te rog, urmărire, foarte adevărat ce spui. De când soacra te face în toate felurile, recent întâmplarea la onomastica mea. Păi, soacra te face în toate felurile. Te face în toate felurile pentru că el îi permite. Pentru că el cu ea e tot una. Pum. Eu dacă la părinții mei le aduc acasă un om bătrân, fără dinți în gură, ei trebuie să-i pună o masă și să mănânce. Punct. Eu, dacă îl scot afară, ei n-au te comentat nimica. Punct. Pentru că e indicat ca virgulă, copiii să trăiască pentru ei și nu pentru părinți. Sfatul dumneavoastră pentru o viață fericită. Eu nu sunt fericită. Pentru că fericirea e demonică. Mulți își bagă nas în gât și sunt fericiți. Eu sunt bucuroasă întru toate zilele, cu bucurie. În bucurie îmi știu locul, în bucurie sunt foarte, foarte pozitivă și în bucurie îmi văd copilul și în bucurie îl salt pe Dumnezeu și eu la Dumnezeu în toate cele ale vieții. Nu sunt fericită, nu-mi trebuie fericirea, mă cam sperie. Am sunat și nu răspunde. Doamnă, foarte bine că ați sunat, pentru că sunând ți-ai schimbat viața, fața. Pentru că cum ți-e fața, așa ți-e și interiorul. O să te sună ei, nu te preocupa. O să te sună ei, doamna Ramona. Vă salut, Bucur Valentin, de pe Facebook. Vă salută, Bucur Valentin, salut. Aduce și în Italia săpun și pastă de dinți săpun. Ai nevoie, doamna Cristina, de pastă de dinți, spray cu argint coloidal, șampon pentru păr. Ai nevoie de toate. Și acolo ajunge, da. Dar de ce nu se vinde la farmacie dacă e așa bun? Să se vândă la farmacie dacă e așa bun? Păi la farmacie n-ar mai fi 7 euro, ar fi 13 euro. Aveți 10 de video cu ambele numere de telefon, eu aștept să vină produsele, domnul Marius. Vă urmăresc. Doamne, se poate livra și în Italia, cum să nu? Sunteți căsătorită? Nu. Am rupt o nuntă. Am sunat oamenii la nuntă și mi-am sunat să nu mai vină. Se poate livra și în Italia, da? Asta dori al doilea număr. Al doilea număr este zero, e blocată prima linie. Sunați la a doua. 0759 10 68 32 sau 0744 595 297. Eu stau în casă la soacra, lucrez, fac așa, m-am înțeles. Așa, și e nervos și zice că eu mă vaet mereu. Nu vrei să vii la mine, că am o casă mare de 400 de metri. Doamnă, vino la mine. Stai la mine 2 săptămâni. Eu mă ocup de tine și nu trebuie să faci nimica. Că aici am eu cine face. Am eu oamenii mei. Să vezi în ce mizerie îi găsești pe ea. Și când mergi acolo, nici măcar lucrurile sunt mulțile mai ei. Schimbă-ți viața. Bună ziua, vă salut din Maramureș. Îmi zice, bună, Anca, ce partid promovați? Sunt într-un partid, Partidul Regalist Român, nimic fără Dumnezeu, monarhia. România trebuie condusă de un rege, pentru că noi existăm, pentru că cei 4 regi au făcut România mare. Nu ăștia. Ăștia n-au luat nici răbdătul. Ai citit vreodată cartea lui Enoch? Îmi zice, așa, aș dori al doilea număr de telefon. A venit tatăl meu, e aici. Stai aici, la masă. Am un bătrân, uitați-l. Stai aici, la masă, aici. Hai să-l punem aici. Ia, la masă. Dacă aveți întrebări pentru el, eu vi le dau. Bună, Anca, mi se pare, sau ai cercei cu sticle de Murano și foaie de aur, că eu lucrez în domen. Eu, fratele, sora mea mi-a cumpărat cercei aceștia și sunt grei, dar
E plastic, după cum văd eu, la prima strigare. E plastic. Așa, da, dacă sunt doi copii mici și el își arată indiferența cât stai cu ei ambii în spital, dar da, el șade. Cum? Mai zi, numai puțin, doamnă. Dar dacă sunt doi copii mici și el îți arată indiferență. Doamnă, un bărbat care îți arată indiferență într-o situație atât de delicată, e un bărbat care nu mai trebuie să vă mai găsească acasă. Din spital trebuie să ai o altă direcție. Tu roagă-te la Dumnezeu că Dumnezeu îți dă alta direcție. Pentru că tu duci greu, dar doar indiferența lui. Fă-le tu, oricum o să te ai pe tine însăți. Ce să faci? Îți dai bună ziua frumoasă, doamnă, să aveți așa cu ce vă ocupați. Bună ziua, sunteți superbe. Cine este lângă dumneavoastră? Este tatăl meu. Este tatăl meu. Câți ani ai? 70. 70 de ani. 70 de ani, el e bătrânul. Eu așa zic bătrânul, dragă mie. Așa, continuăm. Îmi zice unul... Stai, bună ziua, într-un ceas bun, stimată doamne, sunteți foarte frumoasă. Te-a întrebat lumea cine este Enoch. Fă gunoi. Zi frumoasă, doamnă. Arată foarte bine. Să fie sănătos tata. Da, arată bine, cum să nu. Ar fi ușor să te iei și să pleci așa, dar dacă nu ai pe nimeni unde să te duci. Păi, dar nu trebuie să ai pe nimeni decât pe Dumnezeu. Femeile care nu sunt ajutate, care de bărbați, care le bagă în diferențe, le lasă la greu, nu aduc banii. Ce poate să facă acele femei? Ce poate să facă? Să nu se mai încurce. Să se mute. Să se mute. La alte lucruri. La alte. Și zice că nu cunoște pe nimeni, dar ori îl cunosc pe Dumnezeu. Că e singura funghie de care nu trebuie să te legi, să nu te lași niciodată. Ar fi ușor, ar fi ușor. Păi tu îți pui problema ta pe Facebook. Am doi copii. Sunt bătută, agasată, lovită și am nevoie să stau undeva. Tu știi câte sute de mii de căți sunt libere în România? Nu mă auzi că-ți vine. Vă dau doamnă și vă plătesc doamnă chiria, doamnă. Stați acolo. Stați acolo în problema voastră. Așa, trebuie să te duci. Pentru că vine unul care stă. Zice, vreau să-mi iau viața că bărbatul respectiv nu mai îmi scrie. Zici, aia mi-a nemenit. Și viața că un bărbat nu-i mai scrie. Imediat o vezi de mână cu altul. Zic că te întreabă una. Doamnă, ce să zic? Te rogi tare la Dumnezeu, tare, tare. Că el tare. Râde dacă ți-ai viața. Și lucrurile ți-s bune. Nu-ți face probleme. Femeile sunt supărate că bărbații nu le scriu. Spune că dacă îți place o femeie, nu scrii? Da, cum? Ceva nu-i regulă. Da, și nu, o femeie, dacă la un bărbat, dacă îi place o femeie, bărbatul ce face? Zic că ești bărbat. Dar ce să facă? Este covric pe lângă ea. Covric pe lângă ea. Dacă îl scoți de pe ușă, intră pe? Pe geam. Și dacă îl scoți pe geam, intră? Pe ușă. Pe ușă. Ce dure, domne, măi, fetelor. Unii mă dat. Nu știu. E cu copilul, poate la mărioara. Nu știu. Bine că dai sfaturi la alții, dar ție când îți dai. Andreea, mie nu lipsește nimica. Eu sunt o femeie care stau cu părinții mei, am un băiețel minunat frumos, sunt o femeie împlinită, liniștită, am fost și fericită și bucuroasă, n-am cum să-ți explic. Acum am rămas doar bucuroasă. Înainte eram frumoasă și tânără, acum sunt doar frumoasă. Ce să-ți spun despre mine? Așa, aveți un tată super și în același timp asortat cu casa și curățenia. Bineînțeles, omul îmbrăcat frumos, mirosa a lux, logic. Nu, logic. Își schimbă parfumul și așa. Nu, femeia numai nu și-o schimbă de vreo 50 de ani cu maică mea. Pe mine m-a părăsit și sunt și însărcinată, dar lupt pentru copilul meu, mă cred în Dumnezeu că mă ajută. Foarte bine că te-a părăsit. Dumnezeu i-a dat putere ca el să te părăsească, dar ai ceea ce acum era momentul să ai. Un copil. Pe tine nu te salvează bărbatul ăla, pe tine te salvează acel copil. Și eu am un copil și după 3 ani de zile l-am lăsat. Că ce era să facă? Nu e o regulă că tu lasi sau el te lasă. Nu e o regulă că mie nu mi-a funcționat relația pentru că el e englez. Pentru că când te ceri și în engleză, și în română, și în franceză, și în romă, și în italiană. Când nu funcționează, nu funcționează. Și m-a părăsit. Foarte bine că te-a părăsit. Doamne, ce bine ți-a făcut. Ha! N-ați văzut în Spania, a fost unul dintre cel mai mediatizat caz a tuturor timpurilor, când o fată foarte frumoasă a rămas însărcinată și a întâlnit un alt bărbat, bineînțeles, îi trebuie depresie. Și când a născut, el i-a trecut copilul pe nume
numele lui și l-a așteptat pe copilul respectiv ca și cum ar fi fost a lui. Înregimentați-vă în aceste povești, pentru că sunt adevărate. Acum, dacă el a plăcut, el a plecat, tu nu mai te hrănești pentru copil, îl persecuți de mic și așa. Trebuie să zâmbești, să te relaxezi. Stai cu minte, că ai ce face. Îmi zice Anca, felicitări, iubita mea, Chis, cine este, ești singură, te-a lăsat bărbatul, Panaramă. Doamnă, mă bucur că credeți în Dumnezeu, dar să știți că în ziua de astăzi, păi puțin cred și puțin au. Ești minunată, uite cum nu știe cine este Enoc. Respect pentru tatăl tău să-ți trăiască băiatul, respect, ești frumoasă. Îmi zice, te-am descoperit de curând și te ador. Bună, Dumnezeu te iubește, mulțumim de sfaturi. Ia zi tu cine este dacă te tot insiști atâta, probabil. Îmi zice, ar trebui să îți faci o familie dacă ești în stare. Ești o femeie puternică, te iubesc, bună. Eu tot citesc aici, da? Îmi zice, câți ani ai? 39. Ești frumoasă. Asta vă vrea pe toate divorțate să fiți la fel ca ea. Eu nu sunt divorțată, eu nu m-am legat și mi-am rupt nunta cu bucurie și cu glorie. Eu am liniște, pace și glorie pentru că am renunțat la idiot. Fiind tatăl copilului. Așa, îi mulțumesc pentru tot și îi mulțumesc și de acum încolo. Deci tu nu te preocupa, ci că toate, cum? Toate divorțate? Așa-i. Toate nedivorțate? Și așa-i bine. Atâta. Că dacă tu ai o femeie în condiții, nu o lași. Dacă noi avem bărbați în condiții, nici noi nu lăsăm. Dar când lăsăm, ceva se întâmplă. Bun. Așa e, să știm. Fă-ți o familie dacă ești în stare că de gură ești bună. Păi am un copil, Andreea. Cum să nu? Tu nu ai nimic. Îmi zice, ești adorabilă, îmi plac sfaturile tale, sănătate ție și familiei tale. Îmi zice, modul în care te exprimi spune totul despre tine, pentru curiozitate ta. Îmi zice, ești o femeie cu educație și cei 7 ani. Respect, bravo! Eu mi-am trecut copilul pe numele meu, cu ajutorul Domnului reușesc să-mi cresc copilașul. Este foarte important. Am puțin că îmi scrie cineva aici, am tot insistă să-i arăt să pun. Este foarte, foarte important, doamnă, și foarte profund de important. Nu mă puțin că vi-l arăt acum. Am intrat la mine în dormitor. Stați că e în cealaltă parte. Adică să pun, vedeți cum e. Și zice așa, zice, este destinat spălării și îngrijirii zilnice a pielii întregului corp, inclusiv a scalpului. Are un efect bacterian, fungic și virucid, prevenind dezvoltarea leziunilor cutanate și ajutând la tratamentul celor existente, ajută și îndepărtează petele, sebumul și, cum aș zice eu, tristețea. Așa. Continuăm. Ești adorabilă, îmi plac foarte mult sfaturile tale, le ador. Bravo. Să mă pun aici, astea. Continuăm. E
ești o femeie respectată. Eu mi-am trecut copilul pe nume, foarte bine că ți-a trecut copilul pe numele tău, logic. Mie îmi pare rău că copilul meu l-am trecut pe numele tatălui copilului meu. Mi-a părut foarte rău, enorm de rău. Femeilor, treceți-vă copilul pe numele vostru, pentru că mie mi-a părut foarte rău. Pentru că a trebuit să-l dau în judecată pentru patria protestat și custodie și era 2000 de euro și așa. Un bărbat care m-a băgat mai mult în datorii. Așa, dar nu-i probleme, că Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dat de 50.000 de ori dublu. Nu-i problemă. Asta știe doar cine e Satana, nu și Enoch. Îmi zice, știe de toate, stai... Așa, felicitări, te iubesc. Te iubesc. Să știți că Alighieri spunea că iubește puțin cel ce poate spune prin cuvinte cât iubește. Ca să știi. Cât de puțin să iubește, iubește cel ce poate spune prin cuvinte cât iubește. Faceți mult bine cu aceste sfaturi. Bineînțeles că fac foarte bine și bine cu aceste sfaturi, pentru că eu sunt o persoană care nu dau și fug și ceea ce spun îmi asum. Clar. Așa. Îmi duce... Îmi zice, dacă știi Biblie, de ce nu spui de Enoch? Doamnă, Enoch, da, toți suntem prin el. Era Canin, era fiul lui Enos, Enos era fiul lui Seth, fiul lui Adam, primul fiul lui Enoch este Matusaka. Deci nu știu la ce se folosește astea, pentru că sunt foarte, foarte, foarte mult. Era copii de copii, Babilon, tatălui Noe, e mult, ne trebuie 2 săptămâni. Vă înțelegi? Bun. Că și Biblia a fost cea mai mare năcaz pentru Biblie, vorbind de astea. Toți suntem prin ei. Primul prieten al Dumnezeu a fost Adam și atât de mult l-a iubit încât toți suntem prin Adam. Ok. Bun, da. Și în lume, nu știu dacă ar fi, cred, probabil chiar și al 7-lea patriarh. Îmi zice, bună ziua. Mă străgușită încă. Îmi zice, nu-i lua în seamă, oamenii sunt răutăcioși, decât înșelată și bătută, mai bine divorțată. Doamnă, logic, Dumnezeu a zis, femeia se va uni cu bărbatul pentru lucrurile și faptele bune. Nu a zis pentru bătăi, nu a zis pentru violență, nu a zis pentru... Înțelegi? Bun. Bărbații sunt mult femeile. Păcat că alții înțeleg greșit mesajele dumneavoastră. Care alții? Că fiecare care întreabă, întreabă pentru el. Pentru el. Îmi zice, Anca, câți ani ai? 39. Bravo. Am 39 de ani. Bravo. Așa-i. Anca, numai puțin, că tot sunați ca să intrați așa. Îmi zice, mor de casa ta, trebuie să vin în vizită. Cristina, vino în vizită. Vii, te pui foarte, foarte bine și corect și asumat pe avion, mașină și așa și vii la mine. Bem un cappuccino, o băutură, ce vrei, am bar acolo, nu-s cu băuturi, bem, nu știu, facem destule. Așa. Îmi zice, mor de tine. Bună, sunteți frumoasă și inteligente, sunt foarte curioasă ce vârstă aveți, dacă nu sunt... Am zis că am 39 de ani, născută din 1983, 39 de ani. Îmi zice, Anca, tot dai cu mâna pe păr și este extrem de mătăsos, cu ce te speli? Da, eu mă spăl cu ceea ce voi nu vă spălați, cu bio. Bun. Nu-i bio care îl găsiți oricum, e bio care sunați ca să vă vină. Ancuțul, dă-i bărbatului ce îi trebuie, bineînțeles, doar dacă la rândul lui acel bărbat plătește cheltuielile. Bună, sunteți o femeie de apreciat. Ce sfaturi de apreciat vă urmăresc cu drag? Ești o femeie puternică, te admir mai bine. Dacă nu sunt indiscrete, Ancuța, nu ai moderator să facă curățenie, nu e necesar să ai un bărbat lângă tine să fii fericită. Această doamnă strălucește fără bărbați. Elena, eu, ca să fiu bine,
și să am o conexiune directă și bună cu Dumnezeu, trebuie neapărat să fiu singură. O femeie puternică și asumată trebuie să fie singură. E adevărat că Dumnezeu i-a lăsat bărbatului un ajutor potrivit. Dar un bărbat nu vrea niciun ajutor, nici potrivit, nici nepotrivit. Voi ne învățați să fim singure. Nu-i problemă. Și noi ne prindem repede. Mai ales eu. Eu mă prind foarte repede. Vedeți, lume, femeia e o tristă singură care dă cu săpun de tristețe. Tristețe, de multe ori, îi o tristețe se vede pe fața ta, ai tenul întunecat, vin pete, ai o ură excesivă din cauza stresului. Și atunci, cel puțin, cu săpunul îți rezolvi partea asta. Înțelegi? Nu pentru cel care te face tristă, că el nu va vedea pentru tine. Ori de la cameră, oriceva, poate și la ten pe obraj. Posibil de la cameră, de aici, stai să șterg. Și am aici, stați ca să iau floarea, că am avut o floare care stătea în fața luminii și nu știu cum să stau. Pentru că ce se întâmplă? Eu, acum am luat asta, eu dau mesajele să se vadă mari și mesajele vin și vin cu umbră, dar acum le-am luat, dar să văd mici. Da? Acum mă vedeți mai bine, cu siguranță. Uite cum sunt. Ok. Anca, mai dăm, te rog frumos, numărul de telefon. Da, numărul de telefon e 0744, l-am aici, 595-297. Toată România trebuie să se lase de ce vor guvernanții prin marketuri. Îmi zice vărsătorii ce spun aia fac. Acum vedeți, poate iar îmi vin petele, pentru că iar am dat să citesc. Îmi zice frumoasă. Cum fac să îl aduc pe el înapoi, pentru că un timp era foarte interesat de mine și acum eu sunt interesată de el. Cum să fac să-l aduc înapoi? Dacă el te iubea, el de-abia aștepta momentul ca tu să-i spui ceva drag și să vă contopiți și să fiți unul cu altul și să vă îmbrățișați și să faceți copii și așa mai departe. Dar faptul că el s-a retras e pentru că el a jucat enorm pentru asta. El nu se mai simte bărbat să le ducă mai departe, căci nu le putea duce. Căci dacă le putea duce până la capăt, tu nu știa, el nu știa că tu nu vrei. Pentru că tu, dacă nu ai vrut, sunt sigură că ai avut nedumăriri și întrebări. Și el nu ți-o putut răspunde, pentru că nu a fost pregătit și de acum nu mai e deloc pregătit. Dacă tu crezi că îți trebuie înapoi o jumătate din lucru care el nu le-a făcut, greșești. Ci că cum? Vrei să-l aduci înapoi? Cum am făcut să mă duc la mesaj? Vrei să-l aduci înapoi? Acum tu. Ce e cu concursul ăsta? Doamne ferește, măi, oameni buni. E păcat că te machiești și te vopsești la păr. Nu este păcat. Dacă mă nășteam cu un nas mare, îl operam. Și dacă n-aveam bani, ți-l luam de la tine. Dacă m-am născut cu un fir de păr lung în fața nasului, mergeam la cel mai bun om care tunde să mi-l ia. Dacă, nu știu, aveam vreo problemă, mi-o rezolvam, căci Dumnezeu a dat doctorii. Acum, faptul că îți bați joc de niște lucruri și silicone sau așa, nu prea sunt eu pentru aceste lucruri. Dar dacă te împlinesc aceste lucruri, le faci cu ajutorul lui Dumnezeu, că doar nu-i treabă. Ci că e păcat. Păcat e ce ai scris amun. Păcat e să nu te speli pe dinți, să puți. Tu intri în casă și toată lumea trebuie să iasă. Vai, ce v-aș da. Dar la români poți vedea asemenea comentarii. Nu vă este rușine să vorbiți așa, nu te preocupa, dragă. Te iubesc până la sfârșitul vieții. Corect. Bună, ești un om minunat. Măi, fată, tu nu ești în stare să ai un bărbat și tu dai sfaturi. Așa, măi, eu sunt în stare să am ce vreau, doamna Andreea. Așa, e păcat că fumăm?
Nu știu, eu nu fumez, n-am fumat niciodată și nici nu beau alcool. Nu știu. Pentru mine, eu nu pot să salut niciodată un bărbat care fumează. Apoi nu știu de ce și nu știu cu cine să vorbesc despre asta. Dacă nu pot să salut un bărbat care fumează, e pentru că mi-e greață. Atâta tot. Îmi este o greață de te dore capul. Ce știți, numai puțin, că dau mesajele mari, că n-am cum. Păi ea caută bani. Eu nu am nevoie de bani, cred că singura care n-am nevoie de bani. Am nevoie de Dumnezeu, pentru că eu am bani și banii vin pentru că banii trag la mine pentru că îi merit. Ok? Păi ea caută bani, eu nu cad. Am bani, îmi vin banii, deci nu caut. Auzi, vreau să te ajut. Am bani, îmi vin bani, banii mă caută. Nu-i caut eu, stai cu minte. Pentru că-i merit. Ai înțeles? Bun, sper să nu te supere pozitivitatea mea. Îmi zice, din experiență, unele femei se apropie de Dumnezeu când văd că nu le merge bine. Da, dar cel puțin trebuie să înțelegi că este singura frânghie care nu se rupe niciodată. Și Dumnezeu te pune în astfel de situații ca să-ți aduci aminte de El. Îmi zice, ești minunată, dacă e corect, te invit în Austria în concediu, nu sunt fumător. Mulțumesc frumos, stai să-i dau, să-l urmăresc pe acest bărbățel. În tot respectul, Anca, foloseai niște lavete de șters fața. Am văzut că ai multe produse de demachiat, dar de demachiat nu aveai decât decât lavete. Da, într-adevăr, costă 107 euro, acele lavete îți ajung tot restul vieții tale, cât trăiești tu, le poți lăsa ca moștenire și e o cremă cu care eu mă dau bio. Corect. Doamnă, această frumoasă face cât 5 bărbați la un loc, nu are nevoie de bărbat. Bineînțeles, doamna Elena. Nu e păcat ce bagi în gură, ce scoți pe gură, așa că atenție. Corect. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Felicitări, doamne, că sunteți puternică și autentică. Îmi zice, n-aș ști ce să faci cu ea. Da, corect. Dacă îi dai unui bărbat slab, o femeie puternică, el nu ar ști ce să facă cu ea. O învârte, o discută. Sunt supărată că ea e mult mai independentă ca și mine. Și lumea aproape că îi se închină ei. Eu ce rol mai am? Tu ești, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat lângă femeia aia. Eu cred că o femeie trebuie să fie puternică prin ce îi ia. Dacă ai găsit-o cu Mercedes, cu case, în condiții și cu un băiețel și cu un copil și așa, stai acolo, că acolo e de tine de stat. Pentru că toată viața îți va fi bine, dar trebuie să fii blând, să fii supus. Nu s-o întrebi cu cât ți-ai tras-o ca sa este. Ce ai? Nu, tu crezi mai puțin? Păi tu ce? Tu ai luat-o pe ea ca lumea să se închină la tine? Tu nu ai cât ea! Ce ai? Ea are și demnitate, are și frumusețe, are și credință, este și avută și banii vin la ea. Așa că pe aia, dacă ai dezamăgit-o, oprește mașina și zice out, next. Te aruncă și până mă trimite, pune steagul că e liberă pentru următorul. Ce-ți facă cu tine? Toci acolo, ca și femeile. Sunt femei care zice, am amantul, sunt într-o relație și el e căsătorit și îmi face cadou și așa. Și păi se-i spune la nevastă, păi pierzi tot, măi fată. Ce ai? Nu-s eu. Doamne ferește, trebuie singurul om care trebuie ocolit e nevasta. Atâta tot. Ca aia când știe, te rupe. Frumusețea în interior se reflectă în exterior, corect. Da, tu tău ești deșteaptă, hai mă. Concubinul meu, când îmi cumpăr ceva, face urât, dar cu banii mei îmi cumpăr. Păi face urât pentru că are dreptate. Ție face urât. În cealaltă parte nu e econom, numai cu tine e econom, că nu poate să ducă două. Așa, el știe că o să cedești și o să-ți cumperi. Mâine spune așa, îți deschid ușa dacă cumva ești pe proprietatea ta. Când aduci lavete bio pentru față, că le vreau să le folosesc pe tot pentru tine. Așa, punct. Și dacă nu ți le aduce, nu-i deschizi ușa. Iar dacă cumva ești pe proprietatea lui, să trebuie să ieși de acolo.
Îmi zice, ai dat cu cremă de pantof pe gene? M-am dat, am strâns și mai rău. Că tu emani răutate și negativitate. Dom'le, doar tu ai asta. Dar îți dau să vreau să te urmăresc. Eu eman pozitivitate. Nu îmi place depresia și nu vreau ca femeile să fie în depresie pentru niște trântori. Punct. Și nu vreau bărbații care sunt buni, care sunt educați, care sunt cu slavă și cu mulțumire și cu credință și cu masculinitate în suflet să plângă după câteva fufe care tot timpul au gâlceavă, au circ, au gene de 20 de chile, au unghii și tot timpul sunt în depresie. Și nu aveți liniște. Mai bine să mergi sus, cum zice Biblia, mai bine e de preferat să mergi sus, să stai acolo singur, la un colț, acolo sus, colț de acoperiș să te ploie. Așa zice Biblia, decât să stai cu o femeie până de gâlceavă. Îmi zice, ce zodie ești 9 februarie? Așa, șeful serviciului federal, așa, mai bine te realizezi profesional și trăiești ca o regine, bărbații vin și pleacă, logic. Ne poți arăta produsele tale de machiaj? Scumpă Irina, am foarte multe produse de machiaj, toate sunt, toate. Lucrez cu MAC, lucrez. Cumpăr! Ce, că nu pot vorbi nimic, ce fac eu, că ziceți că am comision. Lucrez cu MAC, adică cumpăr MAC, cumpăr de la MAC, 80% din produsele mele sunt MAC. Pe urmă, Flamur, cu ce mă mai dau eu? Cu Yves Saint Laurent, cu Gucci, cu Chanel, cu Dior, cu tot ce există pe piață. Demachiat. De demachiat am numai o lavetă, am aruncat toate praferele alte, dragul noi, demachiante și șterile și șervețele și brevete și așa. Și atâta tot. Și în baia mea găsiți un săpun, în pastă de dinți, un spray coloidal și lavetele. Atât. Ai dat cu cremă de pantof pe gene, șeful mafiei, măi, nu vă rebe. Anca, care sunt responsabilitățile unei femei vis-a-vis de bărbat? Da, Mira, o femeie trebuie să fie curată, delicată, înțelegătoară și să-și facă partea ei. Pentru că Biblia zice, femeia se va contopi cu bărbatul și bărbatul cu femeia și vor fi un corp, un trup. Da? Bun. Și acolo nu-i concurs. Femeia trebuie să fie responsabilă și să dea inițiativă și să-și aplaude soțul pentru atenție, inițiativele bune. Nu pentru mișto, nu pentru bătaie de joc, nu pentru obrăznicie, nu pentru violență, nu pentru mizerii și pentru reproșuri. Nu! Când aveți astfel de bărbați, vă rog frumos să le spuneți, îți dau o săptămână liber, să faci pace cu Dumnezeu, să citești Biblia și să înveți locul. Și după ce ai citit Biblia și înveți locul, îți deschid ușa. Pentru că Biblia zice, femeia trebuie să fie curată, gospodină și responsabilă pentru copii. Niciodată nu zice copil, că noi suntem sărace că avem un copil. Noi chiar vrem mai mulți, eu aș mai vrea vreo 10. Așa, numai că n-au cu cine-i face. Dar s-a preocupat Dumnezeu de asta. Și atunci femeia trebuie să fie responsabilă, caldă și, atenție, foarte înțelegătoare. Dar nu poți să fii înțelegătoare când ai primit o palmă. Și-o văzut și copilul. Trebuie neapărat să curățești gunoiul. Acasă. Pe loc! Pe loc! Nu mâine, nu poi mâine, pe loc! Fetelor! Pe loc! Și zice, auzi, nu mă desparc de tine, că nici eu n-am putut să mă desparc. Și eu la tatăl copilului meu i-am dat o șansă și încă o șansă. Și când am văzut că a treia, am plecat. I-am dat avocat, jurist și am plecat urgent. Urgent, urgent! În grăbire am plecat, în grăbire. Și am vorbit singură, ce prostește, bine că mi-a revenit. Și zici, nu mă despart de tine, că m-am căsătorit cu tine. Dar citește Biblia. Și după ce citești Biblia și înveți rostul, ca mea știu, și n-am trecut pe alături, intri înapoi. Și gata. Și dacă zice că ai citit Biblia așa și vine înapoi și o făcut la fel, cu Biblia l-ai scos afară. Că n-ai ce face. E indicat să-i dai a doua șansă ca să nu-ți pară rău. Dar după aia trebuie să-l aștepți. Eu când i-am dat o șansă, că vorbesc de ultimul bărbat din viața mea, eu când am dat o șansă la tatăl copilului meu, jumate am mai fost cu el ca om. Și când am mai greșit încă o dată, eu deja valiza i-am scos-o afară.
Tot! I-am zis, Ticu, tată, la tatăl meu, a venit scos o valiză afară, zice, Ticu, urgent o scotem. Încă l-am pus pe Facebook, nu l-a scos. Du-te afară, lasă-mă în pace. Ce dracu? L-am făcut de rușine, că n-am avut ce face. Așa, cel puțin. Îmi zice, urmez alimentația dată de dumneavoastră, se simte, am 5 kg plus, 2 sunt deja pierdute în 3 zile. Bravo! Deja bai de toate, dacă nu ai în împlinire sufletească, dai sfaturi de femeie ușoară. Eu am împlinire sufletească și nu sunt femeie ușoară, că nu am timp să fiu. Da? Bun. Sunt o femeie extrem de loială și educată principiilor mele. Punct. Îmi este dor să mă arunc în care pat vrei tu. Da, am eu pat aici, frumos. Și nu știu pe cine să chem. Bun. Și împlinirea sufletească o ai cu Dumnezeu. Prin cele 10 porunci. Nu cu Vasile. Că după ce îți dă flori, trebuie să și vorbească. Dacă vorbește rău, trebuie să meargă cu floarea. Stai cu minte. Îmi zice, dai sfatul la femei ușoare. Și așa am, și eu sunt. Sunt foarte ușoară, să știi. Am 59 de 60 de kg. Sunt foarte ușoară, să știi. Sunt foarte ușoară. Stau într-un picior cât vrei tu. Cât vrei tu. Sunt extrem de ușoară. Sunt toată fibră. Sunt ușoară. Chiar pot să zbor. Pentru că sunt vulturi și vulturii zboară. Înțelegi? Nu, tu ai grijă. Până la ce nivel poți să zbori cu cioara. Eu, dacă, de exemplu, tu ești o cioară, doamna Andreea, și tot timpul ești pe cap. Dar eu nu. Eu mă duc la înălțim. Eu n-am treabă. Vulturii știi că se duc la înălțim. Știți cum... Atenție! Știți cum își alege doamna vultur? Vulturul. Știți cum își alege doamna vultur? Vulturul. Că am repetat asta, da? Ia o crânguță în cioc și zboră maxim după nori. Că se zice că sunt 9 ceruri. După nori. Sus, 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 sus. Și-o lasă. Cine-i aduce crânguța în mare grăbire și-o dă de vreo 5-7 ori, cu ăla își va face cuib și copii. Da? Bebeluși mici, cum zic eu. De ce vulturul, doamna vultur, se lasă doar la cel care, la vulturul care aduce de cele mai multe ori cum zice, surcica, adică lemnul care ia de sus îl lasă? Pentru că ai săi copii care când ei mici își dau drumul de la înălțimea la care ei fac, ei sunt în cuib, să nu ajungă puiul jos și să-l ia și să-l ducă înapoi. Eu pe tatăl copilului meu l-am lăsat că nu am vrut ca al meu copil să fie băgat în tot felul de discuții și în tot felul de clanuri și de prostii. Eu m-am preocupat enorm și profund și asumat să nu mi-l chier cu ceilalți frați, văzând că acolo încă nu s-a gătat nimic. Și atunci mi-am luat povara, în ghilimele, și am plecat. Vulturul, doamna vultur, nu se întâlnește cu 50 de oameni, cu 50 de bărbați. Doamna vultur vede cine vine de atâtea ori cu acea crânguță. Și cu ăla își face, cu vulturul își face acolo urgent curcuș și, da, dragoste. Deci, ați înțeles mesajul? Când puiul începe, când puiul încep să zboară, să iei când zbor, da, vulturii mici, când nici n-ajunge jos puiul, pentru că tatăl s-o trebuie să-i aducă înapoi la măsă. Ai înțeles ce idee bună are vulturul? Doamna vultur. Ei, eu sunt doamna vultur. A, voi ce sunteți? Păi când al tău copil e în pericol, când al tău copil e în probleme, te-ai eliberat. Punct. Că eu sunt foarte bine. Sunt peste măsura cuvintelor mele de bine. Îmi zice Anca, așa, îți doresc o dimineață foarte bună și zâmbet frumos și așa mai departe. De ce... Cu ce vă faceți sprâncenile? Scumpă, eu mă dau cu
spray cu argint coloidal ca să-mi crească puful sprâncenelor. Da? Și după ce, bine că eu dacă șterg, nu mai se vede nimica. Și după ce mă dau cu un creon, pentru că n-am tatuaj, eu la rândul meu mi-l periez, că am foarte mult, foarte mult păr. Se vede, nu, cât de păr am foarte. Cu argintul coloidal îți crește părul. Îmi zice, și Petre să duc, îmi zice, ești minunată, jmecheră doamna Vultur, bravo, te iubesc. Da, măi, da, eu acum caut un bărbat ca să-mi fac un copil. Și fac 2-3, cât mai pot, că am 39 de ani, intru și eu menopauză, că este adevărul. Pentru ce să ne prezentăm altfel cum suntem? Și mă uit foarte atent. Ei, cum trebuie să fie Vulturul, domnul Vultur al meu? Trebuie să aibă cât am eu. Eu n-am, am un palat, două mașini. Acum, cât am eu? Așa, încă două case. Ok. Că nu poate să aibă Vulturul mai puțin ca mine. Că dacă are mai puțin ca mine, eu devin slavă în palatul meu. Și nu-i voie. Nu, continuăm. Vulturul trebuie să aibă cât am eu ca să ne putem cunoaște. Că dacă Vulturul are cât am eu, noi deja avem o identitate, un sens, un concept, suntem bine. Da? Bun. Vulturul trebuie să treacă prin năcaz, prin cerne și prin probleme. Că e obosit și dacă mă întâlnește pe mine, nu mi le mai dă. Că nu-mi trebuie virgin, că n-am nici ce face cu el, îmi trebuie un om serios și loial. Punct. Care să înțeleagă că eu mai vreau un copil sau doi. Punct. Atâta tot. Înțelegând că am deja unul. E posibil să nu găsesc niciodată. Dar nu voi lăsa de la mine. Da? Pentru că nu pot să-mi lăs casa și să mă duc la Georgel. Doamne ferește! Vai, că mi-e frig! Bă! Așa. Mulțumesc, multe persoane nu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră aici. Nu-i problemă, Micaela, că doar nu sunt pentru toate persoanele. Care e problema? Doar cum? Doar și doamna Vultur, când și-o ales pe Vultur, au văzut că ăla au venit de 5 ori. Cum? Ancuța, doar o femeie care a trecut prin acele probleme te poate înțelege. Bineînțeles, și toate sunteți în acele probleme. Toate. Dacă nu aveți copii, vă doriți și e normal, pentru că fără maternitate nu există glorie. Dacă aveți copii, vă trebuie să le dați liniște, e normal că trebuie să le dați liniște, pace, armonie într-un Dumnezeu cu un bărbat bun și serios în condiții. Și dacă v-a lăsat bărbatul, trebuie să mergeți mai departe pentru un alt bărbat care are palat, mașină, vă dă întâietate, vă face regine. Toate aveți problemele pe care eu vi le spun. Am trecut prin astea. Ai verighetă? Am avut vreo 12. Așa, sunteți superbă. Aveți perfectă la te salut din Germania. Am putut doar o femeie așa. Continuăm. Multe persoane nu înțeleg, dar eu te înțeleg perfect. Copilul e acum liniștit după divorț. Bineînțeles că trebuie să fie liniștit după divorț. Logic! Să meargă să cânte la altă masă. Asta tot, că nu se întâmplă nimica. Mai mult debusolez un copil când îl vezi că vine cu figuri și cu ifose. Ce aveți? Așa, ok. Mă duc, că am treabă, am stat mult, vă îmbrățișez. Nu uitați că omul în genunchi, în fața lui Dumnezeu, este mult prea mare. Și dacă tu stai în fața lui Dumnezeu în genunchi, poți să te ridici în fața lumii și să o înfrunți. Nu vă preocupați de cei care vorbesc urât. Nu vă preocupați de cei care îl voi, la rândul vostru, îi vedeți niște morți. Și atenție, să nu fii cumva părtașă. Și Doamne ferește, mai mult de atât, nu le lua foamea, pentru că investești în cel care te așteaptă la colț. Poți să ajuți mergând, să nu știe numărul de telefon, să nu știe mai mult de tine, pentru că năcăjitul e al doilea drac.